ți-a părut rău pentru, nu știu, ceva ce ai spus în gală? Da. Ai spus multe lucruri în gală. Am spus multe lucruri. De care îți pare cel mai rău? Că am zis că nu știu să sărut. De ce nu ai avut curajul să-i spui tot, tot, tot ce ai spus ieri în gală? Păi nu am avut curajul. Am zis că o să las câteva zile să văd dacă are același comportament, dacă schimbă atitudinea față de mine. Care atitudine? Asta rece, Robert. Ești foarte rece cu ea. Vorbeam cu Robert, tine. Tu ești foarte, foarte... Cristina, nu vorbeam cu tine, vorbeam cu Mihaela. Și eu am dreptul să vorbesc în casa vorbește, asta cu câteva și vorbește pe ei. Robert, dar trebuie să stai de față, să... Uite, am întrebat ce atitudine, că am fost foarte bine, ne-am făcut cadouri, ne-am văzut după noaptea lungă. Dar stai un pic, ție mare de Robert. Am stat împreună acolo, am făcut lucruri foarte frumoase, dar nu înțeleg de unde atitudinea asta rece. Se implementează în creier, nu înțeleg. Atitudine rece de unde? Nu implementează nimeni, pentru mine nu contează cadourile, iar întoși cum vrei tu. Stai cu mâna pe cană, adică n-ai venit nici măcar nu mai lua de mână, omule. Lasă-mă în pace. Nu se poate rezolva nimic. Câte crezi că rezist sau câte crezi că suport?